La Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre semnificația pâinilor din Evanghelia acestei duminici. Ce sunt pâinile acestea? Acestea sunt și hrana trupească, dar Mântuitorul le-a înmulțit ca să arate că El le dă și hrana spirituală. De atunci a rămas să se hrănească omenirea care a venit la Hristos cu pâine dată de Hristos. Și pâinea pe care o dă Hristos este El însuși. El ni se împarte nouă și niciodată nu se sfârșește. De aceea, cine împarte pâinea aceasta? Chiar apostolii și urmașii lor, episcopii și preoții, împart azi pâinea care este Hristos, care se dă creștinilor și niciodată nu se sfârșește. Mântuitorul întâi dădea hrana spirituală mulțimilor care veneau să-L asculte. Ei sorbeau cuvintele pentru că Mântuitorul avea cuvinte pline de viață, pline de bucurie, de nădejde și oamenii aveau nevoie de aceste cuvinte. El însuși era numit Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, născut din veci din Tatăl, și așa îl numește Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. În Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel se păstrează fragmente din moștele mai multor sfinți. Lăcașul de cult, aflat pe faleza sudică a orașului, este cercetat zilnic nu doar de constanțeni, ci și de turiști.